Prin încheiere, instanța de judecat și-a constatat că așa parte în proces ca platforma civică de unitate și adevăr nu poate exista din motivele invocate. Noi am mers încă la o procedură încă mai simplificată și am renunțat la pretențiile și a lui Andrei Năstase ca să nu tergiversăm examinarea cauzei și suntem gata să examinăm la orice instanță condiția că în scurt timp să fie o hotărâre de instanță judecată în privința acestui litigiu. De ce ați renunțat la pretențiile față de Andrei Năstase? Inițial ați fost sigur că dânsul trebuie să apară în calitate de turist? Am renunțat din motivele că dumnealui nu mai poate apărea ca reprezentantul platformei civile de unitate și adevăr din motiv că este încheiere instanță judecată prin care s-a expus că asemenea organizație nu există. Și mai este și un alt moment că nouă registru ne-a refuzat din motive că sunt date caracter personal să ne informeze despre domiciliul acestei persoane. Ca urmare, vezi instanța de judecată să facă interpelare la registru, iarăși este timp, iar dumneavoastră trebuie să facă cunoștință cu materialele cauzei și